Bună seara, dragi telespectatori, și bun venit la deschiderea festivă a postului Antena 3 Iași. Astăzi, alături de noi, ne onorează cu prezența domniei sale, domnul Adrian Ursu, realizator Antena 3 București. Bun venit! Să rămână și sunt eu onorat că pot să fiu parte din acest eveniment care marchează un început și marchează mai ales o implicare, pentru că nu-i puțin lucru astăzi să mai deschizi o instituție de presă și să o facă și funcționeze după reguli corecte și cu responsabilitatea pe care trebuie să o avem, fără îndoială, față de public. O spun pentru că știm că în ultima vreme am tot fost asaltați de știrile despre închiderea unor publicații și cumva asta a strânit îngrijorare în legătură și cu independența profesiei de jurnalist. Ceea ce mă bucură este că aici am găsit o echipă care deja e cu mânecile suflecate. Sigur, astăzi e tăierea de panglică, e momentul festiv, dar să nu uităm, de joi deja Antena 3 ia și emite. Deja de joi dimineață publicul a aflat primele știri și a urmărit primele dezbateri la Antena 3 ia și cred că ceea ce vom vedea în perioada următoare va fi acel jurnalist de calitate de care e nevoie, nu numai aici, ci în întreaga regiune, pentru că știm, Antena 3 Iași va acoperi și Neamț, Botoșan, Vaslui și Bacău. Va încerca să ofere și acelui public șansa de a avea acces la o informație cât mai obiectivă într-o lume, să nu uităm, care e din ce în ce mai ușor de manipulat, în care sunt tot mai multe sursele de dezinformare și de intoxicare, în care mai vine peste noi și inteligența artificială și nu vom mai ști ce e real sau fals în foarte scurtă vreme. De-aia, urmărind un post de televiziune, cum este Antena 3 Iași, citind știrile de pe site-urile televiziunilor consacrate și făcând tot timpul propria ta verificare și propriul tău raționament, poți să te ferești de astfel de capcane. Mulțumim mult pentru votul de încredere și aș vrea să vă întreb și dacă o presă regională, da, alcătuirea unui post de televiziune regional este o garanție pentru obiectivitate și de ce nu pentru democrație însăși? E mult mai greu să faci presă locală decât de la centru și întotdeauna e mai aproape cămașa de corp când ești în teritoriu și presiunile sunt mai mari și influențele sunt mai puternice și atunci rămâne obiectiv, e o sarcină mult mai dificilă și tocmai de aceea garanția existenței unui post care respectă noi asta am cerut și știu că asta se va și întâmpla, standardele noastre deontologice, cred că este o șansă, cum spuneam, și pentru cei care vor face această meserie în postul de televiziune de aici, dar mai ales pentru publicul care va urmări programele și jurnalele informative. Și pentru că ați numit în mod explicit publicul, care știm cu toții că este larg, da, și alcătuit din toate stratele sociale, aș vrea să îi adresați acestui public un gând de sărbători. Cred că fiecare dintre noi avem nevoie de momentul acela de respiro, de momentul acela în care să dăm la o parte toată încrâncenarea unor ani care ne-au lovit puternic, ne-au făcut să fim neîncrezători, temători, să ne refugiem cumva într-o lume în care să știm că suntem cumva feriți. Ei bine, cred că ăsta este momentul în care putem să-i luăm în brațe de adevăratele, nu doar figurat, pe toți cei pe care iubim, să ne arătăm sentimentele fără nicio piedică și să demonstrăm că, mai spun o dată, indiferent de puterea boților și a roboților, totuși ființa umană e făcută din căldură, din sentimente și din gânduri pe care, punându-le la oaltă unii cu alții, cred că vom crea o energie absolut unică ce va trece dincolo de momentul ăsta al sărbătorilor și ne va ține, sper, tot anul viitor. E un mesaj pe care Antena 3 Iași îl va purta mai departe în comunitate. Vă mulțumim și vă urăm succes în tot ceea ce faceți. La deschiderea oficială a postului de televiziune Antena 3 Iași este alături de noi și domnul prefect, domnul Bogdan Cojocaru. Bună seara și bine ați venit! Mă bucur că putem fi astăzi din nou împreună, mă bucur că Antena 3 a ajuns în sfârșit și la Iași, dar de data aceasta cu o televiziune regională. Avem nevoie ca imaginea Iașului să fie reflectată corect, mai ales ținând cont de faptul că în ultimii ani nu am fost pe prima pagină la nivel local sau la nivel național doar cu elemente pozitive din cauza problemelor pe care unii care conduc astăzi județul și municipiul nostru le au, dar sunt convins că alături de Antena 3 vom putea să reflectăm
toate proiectele majore și toate investițiile pe care Guvernul României și ca reprezentant al Guvernului lucrăm pentru a aduce aceste investiții în județul nostru, în așa fel încât Iașul să poată să redevină o capitală nu doar culturală, nu doar o capitală istorică, ci și o capitală economică în regiunea Moldovei. Vă urez mult succes! Știu că tot ce ține de presa locală va avea de câștigat în urma venirii dumneavoastră aici, dar mai știu și un alt element important, faptul că profesionalismul și modul corect și obiectiv în care dumneavoastră vă faceți datoria zi de zi va influența în bine modul în care funcționează toată presa locală în momentul de față. O presă locală echidistantă și imparțială poate deveni garanția susținerii reale ale unor proiecte prin care administrația guvernamentală să ajute administrația locală și regională? Cu siguranță, presa este a patra putere în stat, câinele de pază al democrației, de aceea am făcut și o referire la modul deficitar sau modul negativ în care uneori Iașul, județul nostru, este privit atât de la nivel național, dar și din alte județe, prin prisma problemelor cu care se confruntă cei care conduc astăzi Iașul, și sunt convins că putem schimba această percepție prin proiecte, prin finanțări, prin dezvoltarea tuturor domeniilor de activitate, indiferent că vorbim de sănătate, agricultură, educație, bineînțeles, suntem într-un oraș universitar și sunt convins că împreună cu dumneavoastră putem să reflectăm corect tot ceea ce se întâmplă la nivelul județului nostru. Mulțumesc mult! Un gând de sărbători pentru cei care ne privesc acum? Le urez tuturor un an mult mai bun. Sunt convins că dacă depășim împreună aceste momente dificile, facem un efort comun în momentul de față, în așa fel încât deficitul să fie ținut în acele limite solicitate de către Comisia Europeană, în așa fel încât să nu se blocheze fondurile europene, și sunt convins că toate aceste eforturi pe care le fac cetățenii alături de reprezentanții din zona administrației publice locale și centrale, alături de reprezentanții partidelor politice, toate aceste eforturi vor aduce bunăstare în anul 2024 și nu numai, și le urez pe această cale tuturor celor care urmăresc postul dumneavoastră multă sănătate, un an mai bun și sărbători cu bine. Mulțumim! Alături de noi, la ediție specială, este în această seară președintele Consiliului Județean Iași, domnul Costel Alexe. Bun venit! Mulțumesc mult pentru invitație și bine ați venit și dumneavoastră în frumoasa comunitate ieșeană. Evident, odată cu asocierea cu Apolonia TV, sunt convins că ieșenii au doar de câștigat. Mulțumim pentru votul de încredere și în acest spirit aș dori să vă întreb dacă o televiziune regională poate contribui și poate da plus valoare proiectelor din administrația locală. Eu cred că cei mai câștigați vor fi ieșenii și nu sunt deloc puțini. 761.000 au ieșit la recensământ, dar cred că suntem cel puțin 900.000 care locuim în acest frumos județ. Iar proiectele frumoase ale comunității sunt convins că pot fi promovate de televiziunea dumneavoastră, astfel încât informația să ajungă cu acuratețe la toți locuitorii județului nostru. Ne așteaptă un an politic extrem de încărcat. Care este mesajul dumneavoastră pentru ieșeni de sărbători și spre ce i-ați putea orienta, nu din punct de vedere politic de data aceasta, ci din punct de vedere uman, sufletește? Eu cred că astăzi rolul mass mediei și evident rolul dumneavoastră Antena 3 este să informeze cât mai corect și obiectiv pe ieșeni, ca de altfel pe toți românii. Atunci când vine vorba despre ieșeni, eu cred că sunt suficient de isteți, determinați și mai ales înțelepți să aleagă ce e mai bine pentru ei sau comunitatea în care trăiesc. La final de an, evident că le doresc în primul rând sănătate, pentru că sănătatea este mai importantă decât orice lucru de pe lumea asta și sunt convins că anul ce va urma va fi un an bun pentru ei și pentru bunăstarea familiei. Eu personal fac administrație publică acum, sunt convins că proiectele pe care le avem în implementare, fie că vorbim de aeroportul internațional, de Spitalul de Copii Sfânta Maria, de Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară sau de Spitalul de Boli Respiratorii, infrastructura rutieră și cea educațională, sunt motive de bucurie și liniște
pentru toți locuitorii județului nostru, pentru că vom reuși astfel să creștem standardul și calitatea vieții în comunitatea noastră. Anul viitor, din punct de vedere politic și al alegerilor, știți cum e, sondajele spun că ieșenii sunt mulțumiți de direcția în care merge municipiul și județul nostru și dacă astăzi suntem în continuare în preferințele ieșenilor, înseamnă că ne-am făcut treaba foarte bine. Noi vă mulțumim și vă felicităm, dorindu-vă deopotrivă sărbători fericite și putere să vă duceți proiectele la final. Mulțumesc și eu vă doresc multă sănătate tuturor întregii echipe, multă, știți cum e, multe satisfacții profesionale și evident mulți ani în slujba informației și a cetățeanului. Un moment cu adevărat special la ediție specială. În această seară îl avem alături de noi pe președintele PNL Iași, deputat PNL în Parlamentul României, dar și istoricul Alexandru Muraru. Bun găsit, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Domnule Alexandru Muraru, pentru că ne apropiem de începutul unui nou an, care pentru ieșeni, istoric vorbind, a însemnat o uriașă renunțare pentru un uriaș triumf, și anume renunțarea la a mai fi capitală a României și de a construi ceea ce va deveni ulterior România Mare. Cum vedeți în lumina actualității această relație cu trecutul nostru? Această datorie a centrului față de Iași nu s-a stins deloc și nu se va stinge prea curând. Iași a dat foarte mult României și n-a primit atât de mult pe cât a dat. În termeni spirituali, în termeni material, de demnitate națională, sigur că Iașul s-a întors la acest statut doar pentru o scurtă perioadă în timpul Marelui Război, între 1916 și 1918, dar eu sunt optimist și cred că așa arată și destinul favorabil pentru această regiune și pentru Iași. Marile proiecte de investiții au început să se vadă, există susținere importantă pentru Iași, iar această venire a Antena 3 la Iași face parte din acest tip de recunoștință și de recunoaștere a Iașului ca și capitală regională, pentru că veți acoperi cele 6 județe ale Moldovei, inclusiv Iașiul. Antena 3 este un standard de jurnalism, este în primul rând o garanție că instituțiile vor fi sub lupa dumneavoastră, sub media, politicienii, faptele bune, abuzurile care vor fi semnalate și, în definitiv, tot ceea ce se întâmplă în acest județ de aproape 1 milion de locuitori și această regiune de 5 milioane de locuitori va fi mult mai bine proiectat pe național. Vă doresc să aveți parte de foarte mulți ani aici, să aveți parte de un public de calitate pe măsura așteptărilor și a standardului Antena 3. Înfingerea acestui steag la Iași sper să fie și începutul unui vizibil, promovării unor persoane, unor jurnaliști care să plece de la dumneavoastră înspre Antena 3 București și în general să beneficiați de tot ceea ce presupune o televiziune de știri care acoperă, repet, ceea ce se întâmplă într-o regiune de 5 milioane de locuitori. Vă mulțumim și noi pentru votul de încredere și vă rog să încheiați cu un gând de sărbători adresat tuturor celor care ne privesc. Le doresc tuturor celor care ne privesc, telespectatorilor Apolonia TV și Antena 3, Iași și Antena 3, să aibă parte de multe bucurii, să aibă timp cât mai mult aproape de familie și de cei dragi, pentru că acestea, în definitiv, sunt lucrurile care contează, să nu renunțe niciodată la visele lor și să cântărească întotdeauna oamenii și faptele, nu după evaluarea altora, ci după felul în care aceștia ajută societatea.
Mulțumim și noi urăm mult succes proiectelor dumneavoastră și sărbători fericite! E breaking news-ul sfârșitului de an și cred că este cel mai tare eveniment mediatic din ultima perioadă și de ce nu și cel în mediul universitar. Se combină două tendințe care de fapt vor același lucru. Să apere drepturile fiecare dintre noi, dreptul la educație, dreptul la spune ceea ce credem, iar din punctul meu de vedere este o mare realizare pentru atât pentru Iași, cât și pentru acest post de televiziune, iar universitatea va fi clar avantajată de faptul că va putea transmite ceea ce face extraordinar în fiecare zi. Le doresc succes și universității și postului TV și sunt convins că acel pupu de la UPU cu care v-ați obișnuit de-a lungul timpului va face ca o colaborare de acest gen să fie pe termen lung și să avem multe lucruri făcute bine împreună. Iar nu uitați că mai devreme sau mai târziu, inclusiv televiziunea ajung la unitatea de primire a urgențelor, la urgență, la spitalul de urgență Nicolae Oblu și cred că Antena 3 la Iași, la Universitatea Polonia, este o veste cea mai bună a sfârșitului de an. Mult succes și vă suntem aproape! Alături de Antena 3 Iași, prin prezența aici a distinsului profesor universitar doctor, medic, dar și manager al Spitalului Nicolae Oblu din Iași, domnul Lucian Eva. Bun venit! Bun găsit, bun găsit dumneavoastră, bun găsit Antenei 3, care a înțeles că e nevoie și de un post de televiziune de acest gen în această regiune a țării, pentru că Iașiul va fi, este și va fi în continuare un pol de informații la nivel național și, de ce nu, chiar și la nivel european. Pentru că multe din întâietățile, dacă mi-este permis să spun așa, care s-au întâmplat în această țară, au pornit de aici. Da? Inclusiv în medicină, inclusiv în media, inclusiv în literatură, tot ce doriți dumneavoastră. Și faptul că avem astăzi un post de televiziune extrem de cunoscut, matur, este un semn bun pentru orașul nostru. Poate că este și semnul unei terapii necesare, nu? Și colectivitățile mari de oameni au nevoie de terapie, iar televiziunea poate ajuta în acest spirit. Să știți că în ultimii ani, ca și subiect de mass media, eu personal, consumator și utilizator de mass media, consider în general acest instrument de comunicare ca având un rol educativ. Știți? Educația făcută prin mass media este extrem de importantă pentru că ajunge în cele mai mici cătune ale oricărei țări. Și asta e un lucru important. Deci, este cumva ca în medicină, nu-i așa? Prevenție, diagnosticare corectă și soluții eficiente. Pentru că e nevoie să știi, sau când știi că dacă greșești, acest lucru poate fi cunoscut de toată lumea, te întreb de două, trei ori înainte de a face acel lucru și de asta am spus că e o chestie educativă pentru oricare utilizează aceste instrumente de comunicare, cum este televiziunea, de exemplu. Desigur. Care credeți că ar fi rolul, da, unei televiziuni în viața medicală a unui oraș atât de complicat precum Iașul? Este extrem de important să știți. Ca și manager utilizez partea de comunicare media extrem de mult și am constatat în ultimii ani că modul în care comunici și modul în care ți este comunicată informația este extrem de importantă atât în actul medical în sine, dar cât și modul în care pacienții se informează unii de la alții. Am avut surpriza să constat că vin pacienți că au văzut la televizor anumite tipuri de intervenții sau că au discutat inclusiv cu cei care au trecut prin spitalul de neurochirurgie Iași. Deci este extrem de important în comunicarea informației medicale. Deschiderea oficială a postului Antena 3 Iași o aduce mai aproape de inima ieșenilor și pe doamna Unica Ichim, pe care de altfel o cunoașteți din postura domniei sale de director al Muzeului Municipal Regina Maria din Iași. Bun venit! Bună seara și bine v-am găsit! Mă bucur din suflet că am putut să particip la acest eveniment. Regretatul de Valentin Ciucă spunea că atunci când se scrie o carte sau se lansează un album, trebuie să arborăm steaguri. În
seara asta, pe lângă steagul fiecare de arbore, cred că trimitem prin intermediul dumneavoastră și cele mai frumoase gânduri de multe realizări, de o trăinicie a acestui acord, de o durată în timp, pentru că Iașul, care este oraș capitală culturală, Iași care a fost orașul capitală a Moldovei, iar eu, care slujesc la Muzeul Municipal, Muzeul Orașului, prin misia pe care o am împreună cu toți cei care slujim la această instituție, trebuie să punem în valoare Iașul, evenimentele istorice care au început la Iași și dacă vom privi în istoria neamului nostru, vom vedea că cele mai frumoase pagini din istorie au plecat și au fost scrise la Iași. Avem personalități în toate domeniile de activitate, medicină, fizică, chimie, muzică, artă, și care au făcut cinste și au adus numele de România pe tot mapamondul. Iată că faptul că această relație cu postul Antena 3, pentru că aș vrea să vă spun că eu cu postul la Polonia am colaborat foarte bine și nu de azi de ieri, ci de foarte mulți ani, pentru că a fost singurul post de televiziune care a venit și a fost prezent la toate manifestările, pentru care la sfârșit de an pot decât să profit de invitația dumneavoastră și să le mulțumesc. Iar acestei colaborări cu Antena 3, se doresc încă o dată un succes și sper că o rubrică culturală va fi în intermediul acestei colaborări. Și de ce mi-aș dori? Pentru că cultura este cea care a unit popoare, care a trecut peste toate rănile care s-au mai întâmplat sau conflictele și au încercat să le aplaneze. Și aș vrea să vă spun că în perioada când la Iași, și când Iașul era capitală, din nou capitală, în perioada primului război mondial, Enescu mergea și cânta în saloane. La plecare, cei bolnavi spuneau, știi cine e cel care a cântat, dar parcă m-am vindecat. Deci iată, cultura își are rolul său și bine ar fi să avem o asemenea rubrică unde să ne facem cunoscute activitățile. Activitățile nu doar în Iași, ci să le facem cunoscute în toată Moldova și acțiunile din Moldova să fie cunoscute. Este regiunea țării care a dat marele valori și care a contribuit imens de mult în tot ceea ce înseamnă viața României. Vă mulțumim pentru acest mesaj plin de optimism și de încredere în valorile Iașului și vă dorim și noi sărbători fericite, dumneavoastră și întregii familii, întregii echipe de la Muzeul Municipal pe care o conduceți. Vă urmăm în încheiere de sărbători pentru telespectatorii noștri. Români, oriunde sunteți, vin sărbătorile de iarnă, se aude colindul. Faceți să sărbătoriți încât să nu uitați mirosul cozonacului de acasă, să nu uitați bucuria de a primi un colăcel, 4 nuci și 2 mere. Faceți să vă vibreze sufletul și dacă cumva nu vă puteți întoarce acasă, acolo unde sunteți, sărbătoriți românește. Faceți ca toate aceste sărbători ale noastre, când românul se sărbătorea nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, când aștepta venirea noului an, când, indiferent cu cât de mult sau puțin avea fiecare, dar știa să sărbătorească și mai ales să fim buni, să fim iertători și să punem umărul să rămânem ceea ce am fost și să fim și mai și. Că numai așa toți de pe tot mapamondul va ști să ne respecte și mai ales, dragii mei, să spuneți la mulți ani în limba română. La mulți ani, dragii mei!
Într-o ediție cu adevărat specială, Iașul adună, separe valori din întreaga comunitate. Și într-un moment atât de sacru precum Crăciunul, din această adunare selectă nu putea lipsi preotul Lucian Apopei, care este directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașului. Bună seara și bine ați venit! Doamne, aș te mulțumesc pentru invitație și mă bucur că iată un preot al bisericii poate vorbi nu doar de la amvonul bisericii, ci și pe un canal media, ceea ce e un semn bun pentru lumea de astăzi, o lume pe care cu toții ne-o dorim să fie una mai bună. Părinte, o televiziune, fie ea privată sau de stat, în orice caz regională, poate sluji și ea într-o corectă informare a publicului, oferind desigur un loc aparte tuturor cultelor religioase. Sprijiniți această idee a toleranței între cultele religioase? Da, desigur, noi ne bucurăm de faptul că Antena 3, iată, este la Iași, ne bucurăm de această asociere cu televiziunea Apolonia, cu care am colaborat foarte bine până acum și ne dăjduim că vom colabora la fel de bine sau poate mai bine ca și până acum. Desigur, această dezvoltare pe orizontală, care au înregistrat, iată, astăzi, aici la Iași, nădăjduim să însemne și o dezvoltare pe verticală, să nu uităm de înălțimile spre care cu toții tindem și sigur că în acest traseu, în acest sens pe care cu toții îl căutăm, ținem aproape de toți cei care îndeamnă la gândul cel bun, la trăirea curată, frumoasă, pe care, iată, în preajma unor sărbători, precum aceasta, a nașterii Domnului, cu toții o simțim mai bine. Ne bucurăm de prezența dumneavoastră aici, să aveți încredere că Mitropolia Moldovei și Bucovinei va fi alături de dumneavoastră și oricând veți apela pentru un cuvânt bun, vom încerca să răspundem cât se poate de prompt. Trăim într-o lume în care promptitudinea contează foarte mult, știrile rulează cu repeziciune și de aceea și noi, cei care activăm în zona aceasta, fie că suntem clerici sau nu, ne dorim să corespundem așteptărilor noastre. Vă mulțumim și vă mulțumesc și pentru că ați făcut această legătură subtilă între momentul de sfințenie al nașterii Domnului și geneza unei noi televiziuni. Care ar fi îndemnul dumneavoastră de data aceasta, din punctul de vedere al profesiei pe care o slujiți cu devotament, către telespectatorii noștri în prag de Crăciun? Da, să țină cont că o conectare la televiziune, de ce nu la televiziunea dumneavoastră, să nu însemne și o deconectare de Dumnezeu, să nu însemne o deconectare de tradiție, o deconectare de lumea reală. Și în acest sens, dumneavoastră aveți un rol foarte important de a nu vă deconecta de lumea reală, să nu fiți cumva într-o zonă paralelă cu ceea ce se întâmplă în lumea reală, ci să fiți cât se poate de implicați. Iar istoria de până acum a dumneavoastră, celor de la Antena 3 și a celor cu care colaborați de la Apolonia TV, îmi dă mari speranțe că veți fi conectați așa cum ați fost și până acum. Și iată colindul pe care îl auzim pe fundal, colindul pe care l-am auzit în acest moment inaugural de deschiderea studioului regional Antena 3, îmi dă speranțe că așa va fi. Oricât am mărturisit noi de la amvonul bisericii, dacă mesajul nu este transmis pe un canal care păstrează esența credinței noastre strămoșești, acest lucru va fi mult mai dificil de făcut. De aceea, noi nădăjduim că ne veți fi aproape și că vom colabora frumos, și așa cum am făcut-o și până acum și cum vom face și de acum încolo. Aveți tot sprijinul nostru și vă mulțumim pentru intențiile dumneavoastră atât de frumoase. Vă urăm și noi sărbători fericite și fie ca lumea să redescopere și sacrul acestor sărbători, nu doar partea lor lumească. Așa este, sărbători fericite și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră.
care sper că să se împărtășească din atmosfera frumoasă care este aici la Iași, în preajma Sfintei Cuvioase Parascheva, sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, să-i găsească pe telespectatorii dumneavoastră și pe dumneavoastră împreună în cânt bun de pace, iar gândul curat, credința curată și nădejdea în Hristos să lumineze viețile tuturor. Noi toți cei de la Iași, pentru că iată și-au dat mâna pe de o parte tot ceea ce înseamnă excelență în medicină și ați văzut cam cine a fost în sală, excelență în spațiu didactic privat și este o premieră fără îndoială, iar pe de cealaltă parte excelența în mass media, pentru că dacă vorbim de Antena 3 și mai nou de câteva luni de Antena 3 CNN, înseamnă superlativ, înseamnă excelență în mass media românească. Și atunci iată o bucățică din mass media românească venit aici, în zona de nord-est a țării, unde ne dorim să și sprijinim dezvoltarea acestei regiuni și nu numai a județului Iași, a tot ceea ce înseamnă zona de nord-est, și îmi pare bine că au poposit pe aceste meleaguri de ce, pentru că ați văzut, politicienii au fost aici și acum cu bune curele cadrul legislativ este deosebit de important și susținerea din punct de vedere politic pentru a crea o perspectivă pozitivă, o perspectivă economică, o perspectivă administrativă este esențială într-un astfel de moment. Au venit o elită a ceea ce înseamnă medicină la Iași și Iașul este un pol al medicinii de excelență. Au venit mulți profesori și mi-a făcut plăcere. Chiar acum stăteam la o vorbă cu profesori ai mei din facultate, care mi-a făcut o deosebită plăcere să-i văd. Niște uriași ai medicinii, nu din Iași, a medicinii românești. Și iată, din tot acest puzzle, unde toți am venit, unde toți ne-am dat mâna, acum înainte de sărbători, eu cred că din acest puzzle, cum spuneam, nu va reieși decât de bine și se va naște în aceste zile mirifice ale nașterii lui Hristos, se va naște o zonă de bine, o zonă care să aducă în tot ceea ce înseamnă Moldova noastră din România, evident, să aducă acea speranță, să aducă zâmbetul pe fețele oamenilor. Vă mulțumim pentru votul de încredere și pentru că ați amintit și de relația atât de frumoasă cu profesorul domnului voastre. Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că venirea unui post regional către comunitatea ieșeană poate deveni o oportunitate și pentru cercetarea medicală. Cercetarea medicală înseamnă tinerețe, înseamnă viitor, înseamnă ambiția de a fi în față, de a fi cel mai bun. Noi asta am învățat de la profesorii noștri, asta ne străduim să învățăm pe cei mai tineri, iar cercetarea este cea care ne aduce raza de speranță pentru pacienții noștri, pentru că vorbim de cercetare medicală, pentru pacienții noștri și, bineînțeles, bucuria noastră a medicilor. Dar cercetarea este cea care trebuie să fie promovată, trebuie să fie ajutată, trebuie să-și găsească un sprijin din partea noastră a celor cu experiență în acest sens. Vă mulțumim mult și vă rog în încheiere să transmiteți telespectatorilor noștri un gând de Crăciun, un îndemn poate. Bucuria venirii Domnului și a nașterii Lui cu steaua aceea de la Betlehem pe care mulți dintre noi am văzut-o, să vă călăuzească nouă în an, să vă aducă împlinirea speranțelor, să vă aducă sănătate, să vă aducă bucurii în case și în familiile dumneavoastră. La mulți ani! Este o expansiune a Antenei 3,
dar este o expansiune pozitivă în plan local, în primul rând pentru că a ridicat ștacheta din punct de vedere al practicii jurnalisticii video televizate. În al doilea rând, este o apropiere a acestei televiziuni consacrate, cum este bine cunoscut, o apropiere de situația din județele Moldovei. Ne-am plâns totdeauna că Moldova nu este luată în considerație sub alte aspecte. Iată că, din punctul de vedere al informațiilor, vom beneficia de un acces la o televiziune centrală. În același timp, aș zice că este și un alt fel de interes. Urmează evenimente speciale, mai ales în anul care urmează, și sigur, factorul politic, factorul economic și toți ceilalți factori vor fi foarte interesați pentru a își exprima opțiunile și pentru a configura cumva viitorul. Televiziunea aceasta a început în Universitatea Apolonia și s-a dezvoltat în continuare în Universitatea Apolonia ca o șansă de platformă practică pentru studenții în jurnalistică. Nici o universitate din țară nu are o platformă de instruire practică a jurnaliștilor. Această platformă există la Iași și cuprinde și televiziune și presă scrisă și radioul experimental cu studenții. Și mai spun încă ceva, mulți dintre salariații postului nostru sunt studenți la Universitatea Apolonia și s-au format pe parcurs și iată, în momentul de față, funcționăm și ne cuplăm, așa cum s-a spus, cu Antena 3. Am să spun doar că Antena 3, stația Iași, e aici și am să vă spun și vă rog să nu uitați operator Apolonia TV și noi suntem aici.